noroace multe. Haideți să vedem cum stă treaba cu acest film la noi intitulat Invincibilul, care mie mi-a trecut pe sub radar, dar l-am văzut la cinema pentru că n-aveam ce face până la Adam Întunecatul. Filmul ne duce în epoca medievală, în anul 1402, într-o Europa care se află într-o stare de cruntă dezordine, măcinată de conflicte interne, pângărită de molime nenorocite, cu cei mai mulți oameni neavând ce mânca din cauza penurii de alimente, dar și a lipsei de gologan în buzunar, iar religia se ocupă mai mult cu împărțitul zâzaniei decât cu povețe despre iubirea aproapelui, de fapt cam cum este Europa și în zilele noastre. A murit regele, trăiască regele, dar ial de unde noi. i deoarece urmașul la tron este rupt în fund de sărac, afundat în datorii, de nici până la Roma nu poate să se deplaseze pentru a fi încoronat. Este pus la cale un plan pentru a strânge bani iar personajul nostru principal, Jean, pardon, Ian, interpretat de Ben Foster, trebuie să-l ducă la îndeplinire. Însă asta include răpirea unei Ilene Cosânzene, pe numele ei Catherine, pentru care neamurile bogate urmează să plătească un purcoi de bani. Ian este ero al poporului sau un mercenar de angajat? Asta decideți voi. Filmul este exact ceea ce aștepți de la o asemenea producție. Două ore de cafteală barbară, presărată când și când, cu momente de relaș în care eroi își vor obloji rănile căpătate în lupte. Filmul este bazat pe fapte reale, dacă vă vine a crede. Acest Ian Ziska este considerat a fi un nume legendar în domeniul armat, un strateg nemaipomenit când vine vorba de confruntări nemiloase. Iar povestea pe asta se concentrează și dacă face filmul ceva bine, atunci bătăliile crunte reprezintă standardul de seamă al acestei producții sunt realizate ca la mama lor, brutale din calea afară, de să la cât sânge se prelinge la rădăcina lor și cresc ciupercile într-un ritm amețitor la cât îngrășământ uman primesc drept hrană. Când dă viteazul cu barda, imediat pică garda și filmul este satisfăcător pe acest palier. De fapt, nu doar aici este satisfăcător, trebuie să pomenesc și autenticitatea anosterei redate, deoarece filmările au avut loc la fața locului în Cehia, acolo unde se presupune că are loc acțiunea. Și asta transmite un sentiment revigorant de autenticitate, locațiile se simt reale, nu emană acea falsitate generată de folosirea unui ecran verde într-un studio. Bine că nu prea au personajele nume sau fețe de cehi și că vorbesc cu o engleză stâlcită, Trecem cu vederea. Însă măcar actorii secundari, cei care se află în gașca lui Ian, dar și antagoniștii și mulți figuranți, sunt aleși la fix, pe principiul nu frumos, ci fioros. În rest, Invincibilul are o poveste ca orice alt film setat în acea perioadă, se dorește a fi un puius de Braveheart, dar nu are pretenții de capodoperă și nici nu vrea să reinventeze genul. De aceea, firul narrativ mi s-a părut a fi structurat banal și destul de repetitiv. Ne luptăm un pic, mânjim armele cu mult sânge, mai despicăm niște inamici, apoi ne retragem în pește să ne îngrijim rănile și să povestim aventuri de odinioară, chipurile să facem cunoștință cu personajele. Dar deja știm tipologia lor, pentru că nu diferă cu nimic față de alte personaje văzute în alte filme asemănătoare. Eroul viteaz, care este pătruns de sentimente de onoare și loialitate, domnița în pericol, dar care are o minte proprie și nu se lasă texfelită de toți mușii cine spălați, mințile diabolice care ar face orice pentru a ajunge la putere și la chei subordonați care nu comentează la ordinele primite. În film avem de toate când vine vorba de personaje șablon pline de stereotipuri. Mulți s-ar entuziasma pentru că în film apare și Michael Caine, dar sunt eu aici prezent să vă tai entuziasmul de la rădăcină, nu cred că prezența lui însumează mai mult de 4-5 minute în total. Filmul nu este realizat la Hollywood, ci poartă pe cetea Cehiei, de aceea pot spune că am parte de o premieră, primul film din Cehia pe care îl urmăresc. Într-adevăr, actorii principali sunt englezi și americani pentru a atrage atenția publicului, dar filmul este exclusiv unul realizat în Cehia și culmea pentru bugetul de 20 de milioane de dolari, filmul arată chiar extraordinar. Costumele, locațiile, efectele speciale sângeroase, cât și cele animalice, sunt deosebit de bine realizate. Din păcate, filmul este un dita mai eșecul de box office, până acum a avut încasări de 3 milioane jumate de dolari, deși ar fi meritat mult mai mult. Aduce două ore de lupte brutale, cu rating R, de simți că ești în mijlocul vârjeilor de sabie și șuierăturilor de săgeți. Nu este mânjit de mesajele contemporane care au devenit o molimă la Hollywood tot ce face este să redea cât mai cinematic o bucată din istoria neagră a Europei. Desigur, cu înflăriturile de rigoare. Și ne demonstrează încă o dată, dacă mai era cazul, cât de nocivă este religia, ea fiind capul răutăților, din cauza ei au fost declanșate cele mai multe războaie. Nu toate, dar cele mai multe. Filmul nu are nimic special, nimic și din comun, dar este unul bine realizat, cu simț de răspundere, așa că pe mine m-a convins să mă înscriu în oastea lui și se i ascult șapte săbii. Până data viitoare să aveți parte de nipemi, niște pelicule minunate, aveți grijă de voi și papa. Pa! pa.